Așa cum stăm, vom lua aminte la rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, suntem recunoscători pentru că în seara aceasta avem deosebită ocazie de a ne întâlni cu Tine. Te rugăm să binecuvintezi cuvântul Tău. Te rugăm să îl binecuvintezi pe servul Tău și să ajuți ca să ne povestească multe din lucrările Tale minunate. Dorim ca să putem să sprijinim într-un fel sau altul și noi această lucrare minunată de predicare a Evangheliei. De aceea te rugăm, ajută-ne, Doamne! Ajută-ne să înțelegem menirea noastră pe pământul acesta și înviorează sufletele noastre. Ne încredințăm mâinile Tale și credem că ne vei da putere. Binecuvântează în mod deosebit pe fratele Yates și ajută-ne ca totdeauna să Te putem lăuda prin viața noastră de acum și în veci. Amin. Am să traduc pentru aceia care nu știu atât de bine engleza. Ceilalți care știți engleza, prindeți de la prima mână. Bună seara! Ce mai facit? Sunt fericit să fiu cu voi. When I saw the sign Brazilian church, când am văzut semnul biserica braziliană, I was very glad. Am fost foarte bucuros. That way I can preach in Portuguese. M-am gândit că poate voi predica în portugheză. But I think we would have a problem with translation. Vom avea o problemă cu traducerea dacă predic în portugheză. Someday I pray that God will allow us the privilege of learning Romanian. It's a beautiful language. Mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să învăț limba română într-o zi. My wife and I enjoy all the little pieces of culture that we get to learn in the different countries that we've lived in. Pentru că mergem în diferite țări, eu și cu soția mea reușim să învățăm câte puțin din fiecare cultură. But sometimes we only take a little piece and we have to move on to a different place. Dar uneori luăm doar puțin și trebuie să mergem mai departe. I look forward to heaven when we'll be able to learn all the languages with all the time we need to learn them. Mă uit cu drag spre ceruri cu speranța că vom ajunge în curând și vom învăța toate limbile și vom ști să vorbim în limbile cele mai multe. My wife and I go back a long ways. Venim împreună cu soția pe un drum foarte lung. My first memory of her, I was 3 years old. Primul gând care mi se duce la ea este când am fost de 3 ani. And she was 6 years old. Și ea era de 6. She was twice as old as I was. Era de 2 ori vârsta mea. And she was combing my hair. Și îl trăgea de păr. Îl treptăna. We became very good friends. Am devenit foarte buni prieteni. We grew up in Bolivia together. Am crescut în Bolivia împreună. Our parents were missionaries. Părinții noștri au fost misionari. And everything we did together. Și tot ce am făcut, am făcut împreună. And when I was about 8 years old, când am fost de 8 ani, I discovered one of my friends wanted to become her special friend. Am descoperit că unul dintre prietenii mei va deveni un prieten special. So I got jealous. Unul dintre prietenii lui era destul de aproape de prietena lui și a devenit gelos. The Bible says that even a child is known by his ways. Biblia spune că un copil este cunoscut după modul în care se comportă. And even at that age, I decided not to lose my opportunity. Și la acea vârstă am hotărât să nu pierd ocazia. I went and bought a bottle of perfume. Am cumpărat o sticluță de parfum. And when my dad flew in with the airplane, my dad was a pastor pilot. Tatăl meu a fost un pastor pilot. So I flew with my dad to where her family lived. Am zburat împreună cu tatăl meu acolo unde locuia ea. I gave her the bottle of perfume. I-am dat sticluța de parfum. And I asked her to marry me. Și am cerut-o în căsătorie. She agreed to marry me. Și ea a fost de acord. And 12 years later she did marry me. Și 12 ani mai târziu s-a căsătorit cu mine. So you see we do go back a long ways. Vedeți, avem o istorie destul de lungă. For young people you need to be careful who your friends are. Cei care sunteți tineri trebuie să aveți grijă cu cine vă împrieteniți. You can develop wrong friends today. Puteți să dezvoltați o prietenie nereușită, negativă astăzi. And you might marry them later. Și puteți să vă căsătoriți mai târziu și aceasta nu va duce la ceva bun. So be careful who your friends are.
Așa că aveți grijă cu cine vă împrieteniți. After we got married, we left for the mission field. După ce ne-am căsătorit, am plecat în misiune. And we have 24 years now working in mission service. Și avem 24 de ani de misiune împreună. We've lived in quite a few countries. Am locuit în diferite țări. We've done quite a few things. Am făcut destul de multe lucruri. God has blessed us with a lot of different varieties of specialties and skills. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o mulțime de deprinderi. And one of them is mission aviation. Una dintre ele este aviator misionar. And aviation maintenance. Mecanic de întreținere a avioanelor. When you live in the jungles, you have to maintain your own airplane. Când locuiești în junglă, trebuie să ai grijă de propriul tău avion. And then we're both nurses. Și noi amândoi suntem asistenți medicali. And the first thing a pilot does when you go into the jungles is take care of patients. Și primul lucru pe care un misionar îl face când merge în junglă este să aibă grijă de pacienți. They've brought patients to me that have had chainsaw accidents. Au adus o grămadă de pacienți la dânsul. Complicated deliveries. Mame care au născut foarte greu. Bows and arrows, been shot in the arm with an arrow. Săgeții probabil chiar o trăbitoare care au intrat în. Sometimes a tree would fall on somebody. Uneori un copac a căzut pe cineva. Sometimes it's malaria. Uneori malaria. Whatever the case is, there's plenty of illnesses. Sunt o mulțime de boli acolo. And all our pilots, all our mission pilots have to know something about healthcare. Și toți piloții misionari trebuie să cunoască ceva despre medicină ca să le dea îngrijire. Some of our pilots are also registered nurses and some their wives are nurses. Unii dintre piloți sunt asistenți medicali, iar în alte cazuri soțiile lor sunt asistente. And the medical work opens up all kinds of work opportunities for the church. Și aceasta deschide o serie întreagă de ocazii pentru biserică. I remember one village was very closed to letting Seventh-day Adventists come to their village. Îmi amintesc de un sat care era destul de reticent în a primi pe adventiști de ziua șaptea. They had a religion that was a combination of evangelical with spiritism. Avea o religie care era o combinație din religia evanghelică și spiritism. And so when our young people would go there to that village, they would throw rocks at them and sticks to drive them out of the village. Așa că atunci când tinerii noștri mergeau acolo, erau fugăriți cu pietre sau cu altceva. But I remember I got a radio call one day and said, please, we have a lady who's very ill, come pick her up. Dar într-o zi a primit un telefon prin radio și a zis, vino că avem o femeie foarte bolnavă. They brought her 3 days in a hammock out to the village carrying her and she had malaria. Au dus-o în spate 3 zile pentru că avea malarie. She was very ill and I took her to the hospital. Era așa de bolnavă încât a trebuit să o duc la spital. When I landed there, când am aterizat, I could see all the villagers. Am văzut toți sătenii cum se uitau așa. They weren't sure they wanted me there. Nu doreau ca să fim acolo. But they were very happy that the airplane was willing to take out their patient. Dar au fost fericiți că am luat pacientul lor cu avionul. A few days later, I stopped by the hospital and talked to the doctor. Câteva zile mai târziu m-am oprit la spital și am vorbit cu doctorul. I asked the doctor if the patient was better. Am întrebat pe doctor dacă pacienta este mai bine. The doctor said, unfortunately, she was too ill, she's already died. Doctorul a zis, din nefericire, a fost așa de bolnavă încât a murit. So I said, what are you going to do with her? Și ce e de făcut? And he said, well, we have nothing else to do but bury her here because to take her back in a canoe would take 3 days. N-am avut ce să facem decât să o înmormântăm, pentru că dacă trebuie să o ducem înapoi, de a 3 zile cu canoia să o ducem. You can imagine what 3 days of sun would do to a dead body. Vă imaginați ce ar însemna 3 zile sub soare. Well, I offered to make a special flight back to that village. Așa că a trebuit să zbor înapoi la satul acela. So they called on the radio and said, the pilot is coming with the dead body. Please prepare a coffin. So sătenii au spus, uite, vine pilotul cu moarta, vă rog să pregătiți un sicriu. I landed there 45 minutes later with this lady's body. După 45 de minute am aterizat acolo. I knew that she had 5 children. Am știut că ea avea 5 copii. And all their children were there waiting to say goodbye to their mommy. Și toți copiii așteptau ca să spună la revedere mamilor. The coffin wasn't finished yet, so they came out with just a piece of aluminum roofing to carry her on. Sicriul încă nu era gata, era doar o parte din el. She was wrapped up in a sheet. Ea a fost înfășurată în o pânză. Eventually they brought the coffin and they laid her in the coffin a box. Apoi au adus sicriul și au așezat acolo. And each of the children went by and kissed her mommy goodbye. Și fiecare copilaș s-a apropiat de mama lui și a sărutat. Wouldn't you want to kiss your mommy goodbye? N-ați sărutat-o și dumneavoastră pe mama dumneavoastră și a spune la revedere? And then I was getting ready to leave, but
I felt like I should stay for the funeral and I stayed for the funeral. Trebuia să plec, dar m-am gândit să stau pentru serviciul de înmormântare. The pastor of the church was a lady. Pastorul acelei biserici era o femeie. And as I was standing there watching the funeral, și în timp ce stăteam și priveam la funeral, she suddenly turned to me and said, "Pastor Gates, will you conduct the funeral, please?" S-a întors pe mine și a zis, "N-ai vrea ca tu să predici la această înmormântare?" I didn't expect that at all. That was quite an honor in that village. N-am așteptat ca să mi se ceară aceasta și era o mare onoare pentru mine. She said, "You were kind enough to bring the body of the mother back so the family could say goodbye. Please conduct the funeral." So, tu ai adus pe moartă înapoi și familia este foarte recunoscătoare. I told them about the second coming of Jesus and the hope that Christians have in the resurrection. Și atunci am vorbit despre a doua venire a Domnului Hristos și despre speranța pe care creștinii o au în înviere. That she would be sleeping in the grave until the resurrection. Le-am spus că ea va dormi în mormânt până în ziua învierii. And then after we were done, they buried her. După ce am terminat, eu înmormântat-o. Then the captain of the village came to me. Apoi capitanul satului a venit la mine. And said, "Could you come back and meet with our village leaders?" Și mi-a spus, "N-ai putea să te întorci și să te întâlnești cu liderii acestui sat?" We would like to give you a piece of property so you can build your church. Aș vrea să-ți dăm o bucată de o proprietate, un pământ acolo ca să construiești o biserică. That one act of love opened the door. Acea singură acțiune plină de iubire a deschis ușa. To a permanent presence in that village. Pentru o prezență permanentă în satul acela. We have a beautiful church in that village now. Acum avem o biserică așa de frumoasă acolo. God uses us to reach other people. Dumnezeu ne folosește pe noi ca să evangelizăm pe alții. God looks good when his people share love. Dumnezeu este prezentat într-un mod plăcut atunci când copiii lui împărtășesc dragostea cu alții. And that's what the aviation program does, the medical aviation program. It goes from village to village to village sharing love. Și acesta este scopul programului de aviație, să meargă din sat în sat și să răspândească dragostea lui Dumnezeu. How much did Jesus charge for a miracle? Cât de mult cere Domnul Hristos pentru un miracol? I can just imagine him saying to his disciples, "A lame man will cost $100. Mi-l imaginez privind la ucenicii lui și spunând, pentru un om de rând costă atâta. A blind man is more difficult. We'll charge $200 for a blind man. Pentru un om care este orb, noi vom cere $200. And if we raise somebody from a dead, it'll be $500. Și dacă înviem pe cineva din morți, va fi $500. Did Jesus ever charge anybody? A spus Domnul Hristos în felul acesta? Never. El niciodată n-a cerut bani. Everything God does is free. Have you noticed? Tot ceea ce face Dumnezeu este fără plată. How many of you paid this morning to wake up? Câți dintre voastre ați plătit ca să vă treziți în această dimineață? To take your first breath. Ca să aveți prima respirație. Nobody paid anything? Nimeni n-a plătit nimic? God never charges. Dumnezeu niciodată nu ne cere bani. Everything God does from the universe is always for free. Tot ceea ce face Dumnezeu din universul lui este întotdeauna gratuit. And yet sometimes we Adventists are very good at business. Și noi uneori adventiștii suntem destul de buni la business. We charge each other for religious books. Noi dăm cărți religioase și luăm bani pe ele. In fact, it's a big business to sell religious books. Este o adevărată afacere ca să vinzi cărți religioase. And sometimes they're very expensive and the poor people can't afford them. Și uneori sunt așa de scumpe că oamenii săraci nu pot să-și permită să cumpere. And when a local country wants to print the books cheaper, sometimes the division says no, that would hurt our publishing business. Când o țară săracă vrea să producă o carte, diviziunea spune nu. They're only trying to do good business, but the principle is, why does God do everything for free? Noi suntem întotdeauna înclinați să avem un profit, dar oare de ce Dumnezeu face totul pe gratis? Is it wrong to charge? Este rău ca să ceri bani? Well, no, business is business. Nu, afacere este afacere. But we should not make a business of preaching the gospel. Dar n-ar trebui să facem din afacere predicarea Evangheliei. The faster that God passes the message on to the people, the better. Cu cât mesajul Evangheliei se transmis mai rapid către oameni, cu atât este mai bine. The more people that are reached, the better. Cu cât mai mulți oameni aud Evanghelia, cu atât mai bine. And therefore, we must learn to rethink differently. De aceea trebuie să ne schimbăm modul de gândire. My wife and I, after 15 years of denominational service, împreună cu soția mea, după 15 ani de slujire în biserică, I was teaching down in Trinidad at Caribbean Union College. Am predat o clasă în Trinidad la un colegiu de-al nostru. I was teaching computer science. Am predat computere.
And we were I was teaching some graduate classes for Andrews University in business. Și predam o clasă pentru colegiu care avea legătură cu Andrews University. And I traveled all around the Caribbean Union with my students installing networks and writing software. Și am mers cu studenții mei prin toată insulele Caraibe și i-am învățat cum să lucreze cu computerele. We told the different conferences and the hospitals we'll do everything for free, just give us a place to sleep and enough to eat. Am spus tuturor bisericilor, conferințelor, tot ce vom face gratuit. Nu doar să ne dați un loc unde să dormim. And we would go all over the Caribbean, we'd spend a week and we'd leave everything all installed and working. Și am mers pretutindeni prin Caraibe, am instalat lucrurile și toate mergeau bine. But it was time to go back on permanent return. Dar era momentul ca să ne întoarcem la o slujbă permanentă. Now missionaries go home on permanent return. Misiunea este they return home on permanent return. Pleci și te întorci. They go home for education, for health, for retirement. Misionarii se întorc pentru educație, pentru retirement, pentru alte lucruri. We have 5 children. Noi avem 5 copii. We have 2 biological daughters and 3 adopted children. Avem două fetițe născute în familia noastră și avem 3 adoptate. One older daughter and 2 younger sons. O fiică mai tânără și o fiică și tu doi băieți mai tineri. And so we were looking at our older girls and we said it's time to go home to get them educated and get them in the college. Ne-am uitat la fetițele mai mari și am zis trebuie să mergem în America ca să le oferim o educație. And I began to compare what I had done for 15 years with what needed to be done. Și am comparat ce am făcut timp de 15 ani cu ceea ce ar fi necesar să fac. What the world needs and what we were able to do, there's a big difference. Ceea ce lumea are nevoie și ceea ce noi suntem în stare să facem, se produce o diferență foarte mare. It's kind of like reaching a crisis in my life. I begin to say, have I really made a difference in the world? Și aproape că am trecut printr-o criză și am zis, am avut eu un impact pozitiv asupra lumii? Jesus is coming back soon and there's a whole world to reach. What have I done in 15 years? Domnul Hristos se întoarce foarte curând și lumea trebuie să fie evangelizată. Ce am făcut eu? And I realized even though I had been working day and night for 15 years, și mi-am dat seama că deși am lucrat zi și noapte pentru 15 ani, and I had enjoyed my job, și m-am bucurat de lucruri pe care le făceam, and I had accomplished a lot, și am reușit o grămadă de lucruri să le fac, I really hadn't done anything. Mi-am dat seama că n-am făcut aproape nimic. 100 million people are added to the world's population every year. 100 de milioane de oameni sunt adăugați populației lumii în fiecare an. 100 million. 100 de milioane. And we as a church reach approximately 1 million a year. Și noi ca biserică ajungem la aproape 1 milion de oameni pe an. So, when we use the term finishing the work, când noi folosim cuvântul a sfârși lucrarea, it really is very inappropriate. Nu prea este potrivit acest cuvânt. Because in order to use the term finishing the work, pentru că în loc să folosim acest cuvânt, you have to be reaching at least more than 100 million people. Ar trebui să ajungem cu Evanghelia cel puțin mai mult de 1 milion de 100 de. If you reach more than 100 million people a year, at least you can be getting less and less to do next year. Dacă evangelizezi cel puțin 100 de milioane pe an, atunci te poți apropia cumva de sfârșitul lucrării. And so therefore I reached a crisis. Așa că am trecut printr-o criză personală. I realized the work was so big. Mi-am dat seama că lucrarea este atât de mare. That it was basically impossible. Că era imposibil ca să poți să o sfârșești. The church needed to explode across the world. Biserica trebuie să lucreze ca o explozie peste lume. You know, we were born as an Adventist movement. Noi am fost născuți ca o mișcare adventă. And we've become an Adventist church. Și ne-am devenit o biserică adventă. You know what a movement is? Știți ce este o mișcare? It's a tsunami. Este o furtună nepraznică. It covers the whole and sweeps across it, right over the houses, right over the people, right over the nations and it keeps going. Care mătură peste tot, peste oameni, peste case, peste tot ce este pe pământ. God intended this to be an Adventist movement that would sweep across the world. Dumnezeu a intenționat ca mișcarea adventă să măture întreaga lume cu mesaj. Across every culture, across every country. Peste fiecare cultură, peste fiecare țară. Every single person must hear it. Fiecare persoană trebuie să audă Evanghelia. When a tsunami wave goes across a city, everybody gets affected. Când o furtună în aceeană praznică trece peste un oraș, toți sunt afectați. Every single house gets water. Fiecare casă primește apă. And therefore, the Adventist message must be the same thing. Jesus is coming back soon. De aceea mesajul Advent. Every single person. Fiecare persoană trebuie every să audă. House. Fiecare casă trebuie să audă că Iisus vine în curând. Must hear the message. Trebuie să audă mesajul. And if 100 million people hear it, dacă 100 de milioane aud, it's still not good enough. Nu este încă suficient. 6 billion people must hear it. Sunt 6
miliarde de oameni pe acest pământ. So I said, well, why haven't we done that so far? Și am zis, Doamne, ce am făcut noi până acum? And you know why? Știi de ce? It generally boils down to money. Noi reducem totul la bani. There's not enough money. Nu sunt destui bani. Well, we could do a lot of things if we had more money. Am putea să facem mult mai multe lucruri dacă am avea bani. Are you familiar with that term? Not enough money? Sunteți familiar cu ideea aceasta? Câți dintre noi sunteți familiar? Just a few of you. Da. All of us. Yeah. All of us know what it means. I don't know if in Romanian there's a term, there's not enough. Nu știu dacă există în românește un cuvânt care spune că nu este suficient. In Spanish we say no hay. Almost the same. Almost the same. Nu am, nu ai. Okay. Yeah. And you put a sign. No ai this, no ai that, no ai the other. Și pui un semn. Nu ai, nu ai, nu ai. Asta este? We all know the term. There isn't. Noi toți cunoaștem că acesta este semnificația. Nu este destul. And therefore, de aceea, if we're going to have enough money to finish the work, dacă am avea destui bani ca să terminăm lucrarea, what has to happen? Ce ar trebui să se întâmple? Some kind of miracle. Ar trebui să se întâmple un miracol. Because if we keep going the way we're going, pentru că dacă noi continuăm să fim, we'll never get there. Cum suntem, nu vom sfârși niciodată. I know that sometimes you see charts where the church is growing faster than the world. Vedem uneori diferite hărți care arată cât de repede mergem cu lucrarea în lume. And so it appears like we're gaining headway. Și apare că noi mergem destul de mult. But it's only a figure. Dar este doar o cifră. In reality, we're getting behind every year by 99 million. În realitate, noi rămânem în urmă cu 99 de milioane în fiecare an. So if we're getting behind every year, we're certainly not going forward. Așa că dacă noi dăm înapoi, sigur că nu înaintăm. So I began to ask myself, Lord, what has to happen to change this? Și am început să mă gândesc, Doamne, ce ar trebui să se întâmple ca să schimbe starea aceasta de lucruri? For example, one of the leaders in the East Asia division, I'm not sure which of the Asian divisions. Îmi amintesc de un lider într-una din diviziunile asiatice. The name of the division that has India in it. I don't remember the name of that division right now. Da, nu mi-am amintesc de numele acelei diviziuni. Recently he said, we have just reached 1,000 villages. A spus, noi am evangelizat 1,000 de sate în India. That's very good. Acest lucru este foarte bun. The only problem is, he said, singura problemă este, we still have 250,000 to go. Noi încă mai avem 250 și ceva de mii de sate. After years and years and years, we've reached 1,000. După ani și ani și ani de lucru, am reușit să evangelizăm 1,000 de sate. There's 250,000 yet to go. Încă 250 de mii de sate care trebuie să fie evangelizate. If we had another 1,000 years left in the world, we would never finish. Dacă încă am avea 1,000 de ani, noi tot n-am terminat lucrarea. Do we have 1,000 years left? Mai avem încă 1,000 de ani? Do we have 100 years left? Avem încă 100 de ani de trăit? Do we have 50 years left? Avem 50? I believe we have months left, personally. Eu cred că mai avem luni. When I say months, când spun luni, it could be more than 12. Ar putea să fie it mai could mult be 24. Poate să fie 24. It could be 48. 48. But I prefer to say months because it lends a sense of urgency. Dar îmi place să zic luni pentru că aceasta îți dă un sens de urgență. If I think of everything in months, everything takes on a different way of looking at it. Dacă gândim în luni, atunci toate acțiunile noastre sunt diferite. The crisis for North America could happen this year. Criza în Nord America s-ar putea întâmpla în acest an. In fact, there's every evidence to believe that probably during this presidency we're going to have a great attack on North America that will be nothing compared to September 11. De fapt, fiecare dentist de ziua 7 se gândește, poate sub acest președinte noi vom avea o criză așa cum nu s-a întâmplat niciodată. And we're in a very fragile position. Și noi suntem într-o poziție foarte fragilă. One more large attack. Încă un atac larg. It probably will involve an atomic bomb. Poate că va implica o bombă atomică. It could happen tomorrow. S-ar putea întâmpla mâine. We're not talking years. Opportunity is measured in months. Noi nu vorbim de ani de zile. Ocaziile sunt măsurate în luni. And so as I was looking at this short period of time, I said, Lord, what has to happen? Și m-am uitat la această perioadă scurtă de timp și am zis, Doamne, ce ar trebui să se întâmple? And I told the Lord, I said, if you'll give me an opportunity to learn the secret. Și i-am zis Domnului, dacă mă vei învăța un secret. Matthew 24:14 says, "This gospel shall be preached in all the world, and in the end will come." Matei 24:14 spune că această evanghelie va fi predicată în toată lumea și de abia atunci va veni sfârșit. That costs a lot of money. Aceasta costă o grămadă de bani. You can't preach in all the world for free. Nu poți să predici toată lumea pe gratis. People have to move and travel. Oamenii trebuie să se miște dintr-o parte în alta. It takes money to go on television. Au nevoie de bani ca să predice televiziune. It takes money to print books. Sunt necesari bani ca să faci cărți. So I said, Lord, teach me the secret. Și am zis, Doamne, învață-mă secretul. What do I have to do to think big and change the whole world? Ce ar trebui să fac ca să gândesc? Your people need to go into all the world.
copiii tăi trebuie să meargă în toată lumea. So the Lord said, okay, good. Și am zis, Domnul a zis, bine. Let's start at the bottom. Și am început de jos. You know, when God does something, he usually starts very little. Când Dumnezeu face ceva, de obicei el te ia cu măsuri mai mici. When the enemy does something, he brings out the trumpets and they shout and have flags. Când dușmanul face ceva, el aduce trompete și ridică steaguri. But when God does something, he usually starts very little. Dar când Dumnezeu face ceva cu tine, el îți dă un început mai mic. When a baby is born. Când un copil este născut. It's very weak. Este foarte ugly. Ugly. Urțel. Wet. Ud. But out of a little baby comes an athlete for the Olympics. Dar din acel copil plăpând vedem un atlet mai târziu. Out of a little baby, weak little girl, dintr-o fetiță și un băiețel, you get a Nadia Comăneci. Ajungi la Nadia Comăneci. She wasn't born that way. Ea n-a fost născută în felul acela. She was born very weak and little. Ea a fost născută slăbuță. But you see, God can produce athletes out of little babies. Dumnezeu poate să producă atleți din copilași mici. So when I told God, I said, God, I want to learn. Și am zis, Doamne, eu vreau să învăț. Okay, good. In that case, when you finish your term of service, instead of getting a job, I want you to go to Guyana and move into the jungles. Bine a spus el, când vei termina lucrarea aceasta aici, te voi trimite în Guyana. Take your five children and go learn to depend on, go back 200 miles into the jungles and live by faith. Ia pe cei cinci copii împreună cu soția și du-te în junglă și locuiește, trăiește prin credință. But Lord, I got five children. Dar Doamne, mi-ai dat cinci copii. Three daughters and two sons. Trei fete și doi băieți. You said you wanted to learn a secret, didn't you? Ai zis că vrei să înveți un secret, nu-i așa? You have to trust me. Tu trebuie să te încrezi în mine. Because to learn my secret, you have to learn to depend on me first. Pentru ca să înveți secretul, trebuie mai întâi să depinzi de mine. I had read about George Mueller. Tocmai citisem despre George Mueller. He had 40,000 orphans in London. El a avut 40,000 de orfani în Anglia. And he never asked anybody except God for money. Și niciodată n-a cerut de la o preoființă omenească bani decât de la Dumnezeu. I read about Hudson Taylor. Am citit despre Hudson Taylor. 100 missionary families going through all of China. 100,000 de familii care mergeau în toată China. And he never asked anybody for money. Și n-a cerut la nimeni bani. Surely their God lives today. Sigur că Dumnezeu poate să facă același lucru. Could I learn their secret? Aș putea să învăț acest secret? And God said anybody can learn it. Și Dumnezeu a zis oricine poate să-l învețe. But you have to let go. Dar tu trebuie să dai mai întâi. So I remember that day I received my last paycheck. So îmi amintesc că în ziua aceea am primit ultimul meu cec. I looked at the last paycheck. Am uitat la ultimul cec. Am pupat. I kissed it and I cashed it. Și am l-am cashit. And then what I chartered an airplane and they flew us 200 miles back into the jungles. Și apoi m-am dus în junglă. And left us there. Și am ajuns acolo. No money. Fără bani. No benefits. Fără beneficii. No food. Fără hrană. No educational benefits. Fără educație, no fără health, bancă de educație. No health insurance. Fără asigurare de sănătate. If we lived or died, that was all depending on God, what he wanted to do with us. Depindeam de Dumnezeu. And God began to teach us from scratch how he does things. Și Dumnezeu a început să ne învețe de la zero cum lucrează el. The first day we didn't have any food. În prima zi n-am avut mâncare deloc. But the next day the Indians started getting up early in the morning and dropping us their vegetables and fruit outside of our door. Dar a doua zi indienii s-au sculat de dimineață și au pus la ușa noastră vegetale, fructe, tot ce am avut nevoie. They get up real early. Ei s-au sculat destul de dimineață. At 4:00 in the morning. La 4 dimineața. That's because they go to bed early. De aceea pentru că s-au dus la culcare mai devreme. There's no electricity, so they go to bed at 7 or 8 o'clock. N-au curent electric, așa că la 7 merg la culcare. So when we had our first board meeting, they said board meeting is at 4:00. Așa că atunci când am avut prima întâlnire de comitet, i-au zis această întâlnire este la 4. I went to the church at 4:00 in the afternoon and nobody was there. Am mers la 4 la biserică, nimeni n-a venit. Oh, they said, elder, we had our board meeting at 4:00 in the morning. Oh, au zis, noi am avut această întâlnire de comitet la 4 dimineața. I never thought anybody had board meetings at 4:00 in the morning. Nu m-am gândit că cineva să se scoală la 4 dimineața pentru o întâlnire de comitet. I didn't go to too many of them. Nu m-am dus la prea multe. But they would get up early, get food and bring it back to us. By the time we were waking up, there was our food. Înainte ca noi să ne trezim, să ne sculăm, ei se sculaseră mai devreme și au adus mâncare la ușa noastră. Well, we learned lesson number one. God can provide for our needs. Am învățat prima lecție. Dumnezeu poate să aibă grijă de nevoile noastre. But then we had to buy some medicines and for a sick patient and we spent a little bit of money we had to buy medicines and that was all we had.
Apoi am avut, a trebuit să cumpărăm medicamente pentru un pacient și am folosit toți banii pe care am avut. And then when we saved the patient's life, some visitor came and left us more money than we had spent. Și după ce Dumnezeu ne-a ajutat să salvăm viața anumitor pacienți, anumiți vizitatori au venit și ne-au lăsat mai mulți bani decât am cheltuit noi. So we bought more medicines and more money came in. Și am cumpărat mai multe medicamente și mai mulți bani au venit. Pretty soon we had a little clinic. În curând am avut o clinică. And we were able to take care of a lot of patients. Și am fost în stare să îngrijim o grămadă de bolnavi. Sometimes up to 50 patients a day. Uneori 50 de bolnavi pe zi. And all the medicines were free. Și totul era gratuit. How could you do that? Cum poți să faci așa? Well, we found out there's a biblical truth. Number two. Noi am descoperit că este un adevăr biblic. Give and it shall be given unto you. Dă și ți se va da. The more you give, the more you receive. Cu cât dai mai mult, cu atât primești mai mult. Is that biblical? Este aceasta biblică? Biblică? If we don't have enough for our church, we haven't given enough. Dacă noi nu avem destul pentru biserica noastră, înseamnă că s-ar putea să nu fie dat. The entire universe runs on that law. Give and it shall be given unto you. Întregul univers este condus de legea aceasta. Și ți se va da. You are to give till you have nothing left. Tu trebuie să dai până ce nu ai nimic. And then heaven gives everything they have until it has nothing left. Și would you repeat? Then heaven will open its windows and give it until it has nothing left. Și atunci cerul va deschide ferestrele și îți va da până ce cerul va fi epuizat de resurse. Of course, that never happens. Heaven always has. Sigur, cerul întotdeauna va avea din destul. So, lesson number one. Prima lecție. My God shall provide for all of your needs. Dumnezeu va avea grijă de toate nevoile tale. Lesson number two. Give and it shall be given unto you. Lecția a doua. Dă și ți se va da. If you use wisely what you have to give to others, you will receive more. Dacă folosești în mod înțelept ce ai ca să îi ajuți pe alții, Dumnezeu îți va da mai mult. And the more you give, the more you receive. Cu cât ai mai mult, cu atât primești mai mult. Well, then it was time to go to the third level. Acum a fost timpul să mergem la nivelul al treilea. One day four village captains came to our town. Într-o zi, patru capitani to our village. Din satele vecine au venit acolo. And the captain said, "Would you please come to our villages too? We want to learn about Jesus and we need medical care." Și au zis, n-ai vrea să vii și în satele noastre pentru că am vrea să auzim despre Domnul Hristos și am vrea să primim îngrijire medicală. We said, sure, where do you live? Sigur, am zis eu, unde locuiești? Oh, not very far. Nu prea departe. It's only 4 days walking in this direction. Doar 4 zile de mers pe jos în direcția aceasta. 4 days walking. Have you ever walked anywhere for 4 days? Jos? Oh. That's a long way. Aceasta este o... And that's 4 days walking there and 4 days walking back. 4 zile să mergi, 4 zile să te întorci. That's 8 days of walking and you still haven't done anything. 8 zile de umblat pe jos fără să faci aproape nimic. And then there was 4 of them and then it went into being 4 days walking that way and 4 days walking that way. Și erau 4 și trebuia să mergi 4 zile în direcția aia, 4 zile în direcția aia. I realized we needed technology. Mi-am dat seama că avem nevoie de tehnologie. I started to pray for an airplane. Și m-am rugat pentru un avion. And I prayed for an airplane. Și m-am rugat pentru un avion. And I prayed for an airplane. Și m-am rugat. I said, Lord, give me the money. Și am zis, Doamne, dă-mi banii. But the money never came. Dar niciodată nu au venit banii. But I was reading Exodus 14. Dar într-o zi am citit Exod capitolul 14. And Exodus 14, 13, 14 and 15. Și la capitolul 14, versetul 15. Moses is standing right next to the Red Sea. Dumnezeu, Moise stă exact în fața Mării Roșii. And God tells him, tell the people of Israel to go forward. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, spune-le copiilor lui Israel să meargă înainte. Stop crying unto me, Moses, and go forward. Oprește-te, Moise, nu mai striga la mine, ci înaintați. And so God told me, David, stop begging me for an airplane and go buy one. Și Domnul a zis, David, nu mă mai tot ruga ca să-ți dau un avion, du-te și cumpără unul. Hold it a minute. I don't have enough money to buy one. Stai puțin, Doamne, dar n-am nici 5 bani. Airplanes aren't cheap. Și avioanele, tu știi că nu sunt prea ieftine. Quit crying unto me, David, and go forward. Nu mai striga la mine, nu mai cere, a zis Dumnezeu, du-te și cumpără. Okay, I'm willing. Bine, Doamne, bine, vreau să fac ce zici tu. You gave me my food. Mi-ai dat mâncare. You multiplied our resources so we could have medicines. Mi-ai mulțit resursele așa că am avut medicamente. And now you're telling me to go buy an airplane with no money. Și acum tu mă trimiți să cumpăr un avion fără bani. But I have to do my part. Dar trebuie să-mi fac parte. Until I've gone forward, I cannot expect you to do your part. Dacă eu nu merg înainte, dacă nu fac partea mea, nici tu nu îți vei face partea ta. I will do my part. Îmi voi face partea. And after I've done my part, then the problem is yours. Și după ce îmi voi face partea mea, problema este a ta. I had my ticket to the States, so I came up and flew up here to the States. Așa că am zburat în Statele Unite. I got a big magazine called Trade a Plane. Am cumpărat o revistă cu avioane. Thousands of airplanes. Mii și mii de avioane. And my faith was very little, so I looked for a small airplane. Am avut o credință mică, așa că m-am uitat după un avion mai mic. I found a small one, 2 seats. Am descoperit unul care avea 2 scaune. It had to have a special wing and a special motor.
aripi speciale, motor special. So that it could land in short runways. Așa că putea să aterizeze pe o pistă mai mică. I called the owner, I talked to him. Am vorbit cu proprietarul. And he told me the paint's bad. Și mi-a spus the paint is bad. Da, vopseaua nu arată prea bine. He told me the engine needs to be rebuilt. Și motorul ar trebui să fie refăcut. It needs new radios. Și are nevoie de radio. It needs new instruments. Și the tires have to be changed. Da, și roțile trebuie să fie schimbate. It needs new brakes. Și are nevoie de roți noi. Cauciucuri noi. Said, frâne noi. But he said, I'm willing to sell it to you. Și a zis, vreau să ți-l vând. How much? Cât costă? So he gave me a price and I negotiated a little bit cheaper price. I told him it was for the mission field. Mi-a dat un preț și am negociat puțin, am spus că este pentru misiune. He said, when can you come see it? Și a zis, când vrei să-l vezi? I said, I'll be there tomorrow. Voi fi acolo mâine. I mean, it would take a couple of days to get there, but I would leave tomorrow. Voi pleca mâine acolo. So I was getting in my car. M-am urcat în mașină. And my brother-in-law's mother came to me. Și soacra cumnatului meu a venit la mine. And said, David, where are you going? Și a zis, unde mergi, David? Well, I'm going to buy an airplane. Mă duc să cumpăr un avion, a zis. Do you have any money? Ai bani? No. Nu am. Well, how are you supposed to buy it? Și cum vei cumpăra dacă n-ai bani? It's not my problem, that's God's problem. Nu este problema mea, este problema lui Dumnezeu. My problem is to find the airplane and negotiate the price. Problema mea este să găsesc un avion și să negociez un bun preț. Once I found the airplane, then that's God's problem. După ce am găsit avionul, este problema lui Dumnezeu mai departe. And how are you going to pay for it? Și cum vei plăti? I guess you'll give me the money while I'm driving. Eu cred că în timp ce voi merge, I don't know. God has 1,000 ways. Dumnezeu are 1,000 de căi. She pulled out a check out of her pocket. I-a scos un check din buzunar. And she said, God has provided. Here's a check. Go buy your airplane. Și a zis, uite, Dumnezeu ți-a trimis un check. She said, it's a loan. Și a zis, ți-l dau ca împrumut. When God gives you back the money, you can pay me back. Când Dumnezeu îți dă bani înapoi, și tu vei da bani înapoi. I bought the airplane. Am cumpărat avionul. And the money started coming in. Și banii au început să vină. And 3 months later, I gave her back all her money. Și 3 luni mai târziu, i-am dat banii înapoi. We changed the engine. Am schimbat motorul. We painted the airplane. Am vopsit avionul. New instruments, new radios, new tires. Instalații de radio nouă, cauciucuri noi. I discovered it's more expensive to fix an airplane than to buy one that already works. Mi-am dat seama că este mult mai scump să repari un avion decât să cumperi unul bun. But my faith was little and God works with us right where we are. Da. Credința mea a fost mică, așa că Dumnezeu a lucrat după credința mea. Soon that airplane was flying all the way down to South America. Foarte curând, avionul meu zbura peste toată America de Sud. I was thrilled. Eram entuziasmat. God did provide an airplane. Dumnezeu mi-a făcut God un avion. God is faithful. Dumnezeu credincios. But I had another problem. Dar am avut o altă problemă. The government in Guyana did not want any missionary airplane. Guvernul din Guyana nu dorește niciun misionar acolo și niciun avion al misionarilor. It had been kind of a socialist communist government. Este un fel de guvern socialist comunist. Not totally communist, but leaning in that direction. Nu este cu totul comunist, dar înclină spre acolo. And they certainly did not want any churches with any airplanes. Și ei nu doreau ca să existe o biserică cu un avion. So the associate director of the ministry of civil aviation. Așa că directorul asociat al misiunii aviatice. Tommy, aren't you listening? We don't want you to fly in Guyana. Mi-a spus, nu asculți, nu vrem ca tu să zbori în Guyana. But I said, well, what do I have to do to get my license? Dar ce trebuie să fac ca să obțin carnetul de conducere? Well, fill out this form right here. Fill out the form. Da, depune această cerere. And so I would fill it out. Now what do I do next? Și ce să fac mai departe? And he would say, didn't you hear me? We don't want you to fly in Guyana. Dar nu înțelegi? Nu vrem ca tu să zbori aici. Yes, I heard you. What do I do next? Da, te-am auzit, dar ce trebuie să fac mai departe? Well, come tomorrow and I'll give you the test. Vino mâine și am să te supun la examen. So I took the test. Așa că am dat examenul. I went back and said, what's my score? Și am întrebat, care este rezultatul? And he said, don't you listen? We don't want to give you a license in Guyana. Nu ți-am spus, nu vrem să-ți dăm legitimație pentru Guyana. Well, when do I get my score? Dar care este scorul meu? Come back next week. Vine săptămâna viitoare, zice. Finally, I got my license in Guyana. În cele din urmă, am obținut permisul de conducere. A professional commercial license. O professional commercial license. Ia, ați înțeles, da. Comercial. So then, we brought the airplane. Am adus avionul. And I landed in Guyana. Și am aterizat în Guyana. They told me park the airplane in the corner because that plane will never fly in Guyana. The government will never give you permission. Și au zis parchează undeva într-un colț că guvernul nu îți va da
permisiune ca să zbor. So I went right over to the director, associate director. M-am dus la directorul asociat. I have arrived. Am sosit, am zis. We have an airplane. Avem un avion. I need permission to fly. Am nevoie de permisiune ca să zbor. You never listen, do you? Tu nu n-ai învățat să. We're spus. Never going to give you permission to fly. Noi nu vom da permisiune. We don't want you to have an airplane to fly. Nu vrem ca să ai un avion aici și să zbor cu el. And I said, well, why not? Și am zis, de ce nu? You don't have enough experience. Pentru că nu ai experiență destulă. But I have more than 10 years experience as a bush pilot flying in South America. Dar am zburat timp de 10 ani în South America, am zis eu. But you haven't flown in Guyana very much. Dar n-ai zburat în Guyana. I said, well, I've made 20 flights as a co-pilot with some of your other pilots. Dar am fost copilot și am avut 20 de zboruri. Oh, you need twice that much. Trebuie să ai de două ori mai mult. Finally, I said, can I talk to the director himself? Și am zis, în final, aș putea să vorbesc cu directorul? And he said, well, he'll tell you the same thing. Și el a zis, el îți va spune același lucru. But I'll make an appointment. Dar voi aranja o întâlnire. So an hour later I was able to talk to the director. O oră mai târziu am vorbit cu directorul. And sure enough he told me the same thing. Și el mi-a spus același lucru. You don't have enough experience. Nu ai experiență suficientă. We don't want you to fly here. Nu vrem ca tu să zbori. We don't need missionary airplane. Nu avem nevoie de avioane și de misionari aici. But I told him, you know, my family lives back in the interior. Dar mi-am spus, familia mea locuiește acolo. My daughter will be graduating from elementary school this weekend. Fiica mea va gradua weekendul acesta de la. And I've been gone for nearly 2 months from my family. Și n-am văzut familia de 2 luni. I would like to fly in today and see them. Aș vrea să zbor acolo ca să-i văd. Oh, you mean your family doesn't live here in the capital city of Georgetown? Tu vrei să spui că familia ta nu locuiește în capital, în Georgetown? Oh no, my family lives with the Indians back in the interior. Familia mea locuiește undeva în interior cu indieni. Well, I didn't know that, he said. N-am știut lucrul acesta. You should have told me. De ce nu mi-ai spus? Of course you can go visit your family. Sigur, tu poți să mergi să vizitezi familia. And that very same day that I arrived, I was able to fly back into the jungles. Și în aceea zi în care am sosit acolo, am fost în stare să zbor în junglă. Everybody was left astounded. They'd never dreamed an airplane would be allowed to fly. Toți erau surprinși pentru că n-au crezut că voi avea permisiunea să zbor. They gave me a temporary permit. Mi-a dat un permis temporar. For 3 months. Pentru 3 luni. Then they renewed it again for 3 months. L-au renovat pentru alte. Then they renewed it again for 3 months. Încă o dată pe 3 luni. And then they decided not to renew it. Și au zis, nu ți-l mai renoim. But by that time I was such an experienced pilot in Guyana, I was able to fly a commercial aircraft and they rented me the airplane and I kept flying. Dar în acela, după atâta timp, deja eram în stare să conduc un avion comercial, așa că lucrurile s-au schimbat. And then the elections came. Și au venit alegerile. And the president went into the interior to visit all the Indian villages. Și președintele a mers să viziteze toate satele. I want you to elect me as your, re-elect me as your president again. Vreau să mă realegeți ca președinte, a zis el. And the opposition came in. We want you to elect us into government. Și a venit opoziția, a venit un altul care dorea să devină președinte și a zis, alegeți-ne pe noi. You know what the Indian said? Știți ce au zis indienii? If you don't give Pastor Gates a permanent permission, we'll never vote for you. Dacă nu-i dai pastorului Gates un permis permanent, niciodată nu o să votăm pentru voi. Because he's offering us free medical care. We die without that. Pentru că el ne oferă îngrijire medicală gratuită. Noi murim dacă nu primim aceasta. Gates is like an angel. He just comes whenever we need him. Gates este ca un înger, ori de câte ori vine la noi. And so therefore they started fighting about it on public television. Și la televiziunea națională au început să se lupte între ei. One day the opposition got on prime time and said this government does not love the Indians because they will not give Gates a permanent permission. Într-o zi opoziția a sosit la televizor și a zis Gates nu primește permisiune de la ei, nu merită să fie aleși. And the president got on and said, that's not true. We love the Indians. Și președintele a răspuns, e adevărat, noi iubim pe indieni. If Gates will come tomorrow to see me, I'll give him his permission. Dacă Gates vine mâine dimineață să mă vadă, îi voi da permisiune. I went in and they gave him my permanent operating permission. Am mers în vizită la el și mi-a dat un permis permanent. After 9 years, we are the only church that has permission to fly in Guyana. După 9 ani de zile, noi am fost singura biserică care avea permisiune. With a permanent nationwide permission. Peste tot în țară. Other churches come and get a temporary permission and they have to leave, but we have a permanent operating permission for 3 airplanes for the whole country. Alte biserici au pentru o perioadă mai scurtă, dar noi avem peste toată partea aceea și avem 3. God is looking for excuses to bless his people. Dumnezeu caută scuze ca să binecuvânteze pe copii. He's looking for excuses to make his give them a monopoly. El se uită după scuze care se facă pe copiii lui să ajungă la un fel de monopol. Do you know what monopoly means? Știți ce acela un monopol? It means you have the first and most visible choice anybody ever has. Este atunci când ai
toate alegerile, toate posibilitățile în timp ce alții nu le au. It means that all the opportunities are in your hands. Toate ocaziile sunt la dispoziția ta. And that's what God wants to give His people. Și aceasta vrea Dumnezeu să facă cu noi. If His people will only obey and move forward. Dacă copiii lui vor asculta și God vor păși înainte prin credință. God will create a tsunami. Dumnezeu that will sweep across the earth. Ne va transforma într-o mișcare care va mătura întreg pământul. So I learned to trust God with my personal needs. Am învățat să mă cred în Dumnezeu cu nevoile mele personale. I learned to give away everything that I had because God would give me more. Am învățat să dau tot ceea ce am avut pentru că Dumnezeu mi-a promis că îmi va da mai mult. And I also learned to obey God and go forward even if I didn't have any money and even if it required a lot of money, God would do it. Și am învățat să mă cred în Dumnezeu și să acționez chiar dacă nu am bani pentru că Dumnezeu mi-va da. So what is there anything that God cannot do? Este ceva care Dumnezeu nu poate să facă? What is it that's hard for God? De ce este greu pentru Dumnezeu? He creates galaxies. El a creat galaxiile. He creates universes. El a creat universul. And then we believe that we don't have enough money because it's his fault? Și noi credem că noi nu avem bani suficienți pentru că este greșeala lui. Can you imagine the Trinity talking together and saying, "What's wrong? We've come to the end of time and we don't have enough resources." Vă imaginați ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să stea de vorbă împreună să zică: ce se întâmplă? Suntem la sfârșitul timpului și nu avem resurse suficiente. Tomorrow I'm going to give you some illustrations of how big God is willing to go. Mâine am să vă spun cât de mult poate Dumnezeu să înainteze cu proiectele lui. We have discovered that God has unlimited resources. Am descoperit că Dumnezeu are resurse nelimitate. And they're set aside for us to use. Și le-a pus pentru noi ca să le folosim. To finish the work. Ca să terminăm lucrarea. Not for us. Nu pentru noi. I do not preach an abundance theology. Nu vreau să predic o teologie a abundenței. An abundance theology teaches that God wants us to have the nicest cars and the biggest houses. O teologie a abundenței spune că Dumnezeu vrea ca noi să avem cele mai frumoase case și cele mai frumoase mașini. No, God might ask us to live in small houses and drive old cars. Nu, Dumnezeu s-ar putea să vă ceară să locuiți în case mai mici și să conduceți mașini mai puțin bune. But if he wants you to have $1 billion television station or network, he'll give you $1 billion. Dar dacă Dumnezeu vrea ca dumneavoastră să aveți $1 miliard ca să cumpărați o stație de televiziune, el vă va da $1 miliard. Not for you or for I to get rich, to finish the work. Vă va da ca să terminați lucrarea. How much does it cost to split the Red Sea and make a dry pass through the middle? Cât de mult i-a costat pe evrei ca să despartă Marea Roșie și să treacă prin? How much would that cost today, you think? Cât ar costa astăzi? Easily $1 billion. Cel puțin $1 miliard. God does it. Dumnezeu a suflat și s-a făcut. When God doesn't have anything to do and he's bored, he makes diamonds and gold. Când Dumnezeu este plictisit, el face diamante și aur. See, it's not even an issue about money, is it? Nu este o problemă de bani. Are you understanding? Înțelegeți? It's not about money. Nu este vorba de bani. It's about obedience. Este problema ascultării. We have not been obedient. Noi n-am fost ascultători. We have taken care of our needs. Noi am have worried about our future. Noi ne-am gândit la viitorul nostru. We have worried about our family's future. Noi suntem îngrijorați de viitorul familiilor noastre. When God wants us to worry about the lost, când not about us. Vrea să ne îngrijorăm de cei pierduți, nu de noi înșine. He said the workman is worthy of his hire. God will take care of you. Dumnezeu va avea grijă de voi. You take care of my work and I'll take care of you. Aveți grijă de lucrul pe care vi l-am dat și eu voi avea grijă de voi. And because of our disobedience, here we are right now. Și pentru că noi am fost neascultători, iată-ne unde suntem. What's the name of this part of town? Is it Fort Lauderdale? Part of Denia. Denia. Huh? Denia. Hollywood? Yeah. It's part of, okay. Has all of Hollywood heard about Jesus coming yet? Toți oamenii din Hollywood au auzit de adevărul că Domnul Iisus vine curând? That's impossible. Este imposibil. How long has a church been in Miami? De cât timp este biserica în Miami? How long has Hollywood had Adventists in it? De cât timp are Hollywood-ul adventiști? Tsunamis don't sit around and wait for people like that. Tsunami nu vine în felul acesta pentru oameni ca. Hollywood should have been reached for the Lord a long time ago. Ar fi trebuit să ajungem la inima tuturor cu mult timp în urmă. At least every Romanian should have heard. Ar fi trebuit să ajungem cu Evanghelia fiecare român cel puțin. But you see, we have not worried about being obedient. Dar vedeți, noi nu ne-am gândit să fim ascultători. This is too little for us. Acesta este prea puțin pentru noi. God intended this to be 10 times bigger. Dumnezeu vrea să fim de. It could have been. 10 ori mai mult. Ar putea fi. But this weekend I hope we will learn a little bit more about God's plan for us. În acest weekend sper că vom învăța
ceva mai mult despre planurile Dumnezeu față de noi. Very, very soon there will be a world crisis. În curând o criză mare va veni peste lume. And the only people that will be left in this church are those who are absolutely committed to giving their lives completely to God. Și singurii oameni care vor rămâne vor fi aceia care s-au predat cu totul lui Dumnezeu și au învățat lecția aceasta. The rest of us who are worried about being comfortable, we won't not want to stay here. Ceilalți care se gândesc la confort și se îngrijorează de înșiși, nu vor sta în picioare în ziua aceea. And when finally the church is ready, când biserica este gata, God's children from the other churches will be flooding in here. Copiii lui Dumnezeu din alte părți ale lumii vor intra. They're already preaching the Sabbath. Sunt predicatori din alte biserici care predică sabatul. They're already preaching the sanctuary. Sunt unii care predică despre sanctuar. They're already preaching the Adventist sermons that we normally preached ourselves. Sunt unii care predică predici adventiste pe care noi le predicăm. But we're not ready for them yet. Dar noi nu suntem încă gata pentru oamenii aceia. We have to learn to be more obedient. Noi trebuie să învățăm să fim mai ascultători. Once we place everything on the altar, God can get us ready. Odată ce noi punem totul pe altarul lui Dumnezeu, atunci suntem gata. But God doesn't control all of us yet, only a little piece of us. Dar Dumnezeu încă nu ne controlează pe toți și în întregime, doar puțin probabil. And what we learned in Guyana, ce am învățat noi în Guyana, took us to go into something much, much bigger. Ne-a condus spre ceva mult, mult mai mare. It doesn't stop. It fills the whole world. Și nu se oprește acolo. And I want to share that with you tomorrow. Lumea. Și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră mâine. But tonight, I want to invite you. Dar în seara aceasta vreau să vă extind o invitație. What we learned, you can learn. Ceea ce noi am învățat și dumneavoastră puteți învăța. Can God take care of your needs? Poate Dumnezeu să aibă grijă de nevoile dumneavoastră? Absolutely. Sigur. Can He give you all the resources He needs for you to do the work that He has for you? Poate El să vă dea resursele de care aveți nevoie ca să terminați lucrarea? Can He ask you to do the impossible and still do it? Poate El să vă ceară să faceți imposibilul și să reușiți? That's what we learned. Această lecție am învățat-o noi. And once you learn it, odată ce ați învățat-o, there is no limit to what can happen. Nu există nicio limită pentru ceea ce puteți să faceți. And sure enough, that's what God did to us. Și exact lucrul acesta l-a făcut Dumnezeu pentru noi. He asked us to do something that was 10 times bigger than something we'd ever done before. El ne-a cerut să facem un lucru care era de 10 ori mai mare decât altele pe care le-am făcut. Something so absolutely impossible that it was outrageous. Atât de imposibil încât era ieșit din comun. And he did it. Și el a reușit. And I'm going to share that. Și aș vrea să vă împărtășesc aceasta mâine. And he's now asking me to do something 10 times bigger than that. Și acum el este pe punctul de a-mi cere să fac ceva de 10 ori mai mult decât lucrul celălalt, care era de 10 ori mai mare decât celelalte pe care le-am făcut. And he's doing it again. Și el o repetă experiența. It's not about me, it's about God. Nu eu sunt în centru, ci Dumnezeu. God is desperate to reach the world today. Dumnezeu este atât de doritor să ajungă la inima fiecărui om astăzi. He will do anything he needs to reach the people. El va face tot ce este necesar să ajungă la inima oamenilor. He loves the people so much and he's looking for every means and he begs us, please let me use you. El iubește pe oameni atât de mult încât îi roagă, lasă-mă să vă folosesc. Please let me give you resources so that you can reach the people around you. Îngăduie-mi să-ți dau resurse ca să poți să ajungi la inima oamenilor. But we say, no. Și noi zicem, no. Just the resources we have, that's all we can use. Noi putem să folosim doar ceea ce avem. Just a 10% of my tithing and 10% maybe of offering, that's all I have. 10% din veniturile mele și 10% pentru daruri. And God says, it's not even about money. It's about reaching the world. Dar Dumnezeu spune, nu problema banilor este cea importantă, ci problema evangelizării lumii. It's about Hollywood. Este despre Hollywood. It's about Miami. Este despre oamenii care locuiesc în Miami. It's about Florida. Este despre oamenii care locuiesc în Florida. The US. Statele Unite. The Americas. America. Europe. Europa. Africa, the world. Africa și întreaga lume. If you will let God do with you what He wants to, there's no limit to what He can do. Dacă îi vei îngădui lui Dumnezeu să te folosească, nu există nicio limită pentru tine. There's a lady called Margaret Mead. Este o doamnă cu numele Margaret Mead. Mead. She's an anthropologist. Ea este o specialistă în antropologie. She's not a Christian. Nu este o creștină. But she's very famous as an anthropologist. Dar este foarte renumită ca antropologă. And she said something that was true. Și a spus ceva care este adevărat. She said, ea a spus, there is no limit to what a small group of people can do. Nu există limite pentru un grup mic de oameni în ce privește lucru pe care pot să-l facă. There's no limit to what they can do to change the world. Nu este nicio limită pentru ei ca să schimbe lumea. In fact, de fapt, only small groups have changed the world. Doar grupuri mici au schimbat lumea. Can you imagine 19 people turned the world upside down on September 11?
Vă imaginați cum cei 19 oameni au întors lumea pe dos în 11 septembrie? Did September 11 affect your world? V-a afectat cumva evenimentul același pentru noastră? Did you feel a difference? Simțiți o diferență? What about us here tonight? We're more than 19. Noi suntem mai mult de 19 în seara aceasta aici. Don't you think we could turn the world upside down too? Nu credeți că Dumnezeu ne-ar putea folosi ca să schimbăm lumea? If 19 people can turn the whole world upside down, 19 people can turn it right side up. Dacă 19 oameni au întors lumea pe dos, 19 oameni ar putea să o readucă în poziția normală. With God's power, we can turn the whole world on fire and we can start an Adventist movement again. Cu puterea lui Dumnezeu, noi putem să începem o mișcare de evangelizare din nou. I don't want to belong to a church. I want to belong to a movement. Nu vreau să aparțin unei biserici, vreau să aparțin unei mișcări. Now that's something worth belonging to. Aceasta este ceva care merită să a movement that starts sweeping across the world. Jesus is coming back soon. Jesus is coming back and it goes through all the churches and all the world. O mișcare adevărată începe cu acest adevăr. Iisus vine curând, Iisus vine curând și merge prin toate bisericile și mătură întreaga lume. In fact, it has already started. Această mișcare a început deja. And the choice is yours if you want to belong to that. Și hotărârea este va aparține dacă vrei să faceți parte din această mișcare. So I want to invite you tonight. Aș vrea să mă invit. I always have an invitation at the end of every session. Întotdeauna către sfârșitul unui moment de felul acesta extind o invitație. To become an athlete, you have to start to run. Pentru ca să deveniți un atlet, trebuie să începeți să alergați. If you can't run, you can't become an athlete. Dacă nu puteți să alergați, nu puteți să deveniți atlet. You have to run more, more and more, faster and faster and faster. Trebuie să alergați mai mult, mai mult și mai repede. You have to be more agile. Ar trebui să fiți mai agil. And so therefore the spiritual world is exactly the same as the physical world. Așa cum este în lumea fizică, așa este și în lumea spirituală. A strong man or a strong woman of faith, you have to begin to exercise. Dacă vrei să devii un om puternic în credință, o femeie puternică în credință, trebuie să începi să exersezi. And it begins with a decision. Și începe cu o hotărâre. Tonight I want to invite you to make that decision. În seara aceasta vreau să vă invit să faceți acea hotărâre. It's a very simple decision. Este o hotărâre simplă. But it begins the entire process. Dar pune în mișcare întregul proces. If you don't take that first decision, you cannot finish the race. Dacă nu iei acea decizie primară, nu poți să ajungi până la capăt. It's impossible to cross over the River Jordan and go into the celestial Canaan unless you take this choice. Este imposibil să traversezi râul Iordan, să ajungi în Canaan dacă nu iei această hotărâre. Listen very carefully. Ascultați cu atenție. I invite you to say in your mind. Vă invit ca să spuneți în mintea dumneavoastră. Lord, I want to detach myself from my things. Doamne, aș vrea să mă despart de lucrurile pământești. I want to recognize that my things do not belong to me, they belong to you. Aș vrea să recunosc că lucrurile mele nu mi-aparțin mie, ci ți-aparțin ție. Everything I have really belongs to you. Tot ceea ce am, în mod real, aparține lui Dumnezeu. Wouldn't you agree with that? Sunteți de acord cu aceasta? Who made the things? Cine este proprietatea tuturor? All the gold and silver belongs to God. Tot aurul și argintul aparține lui Dumnezeu. Whether you admit it or not, it still belongs to him. Fie că avem, fie că n-avem, aparține lui. It has nothing to do with him, God taking ownership. He already owns it. It's about your mind admitting that he owns it. Nu este problema dacă el va fi proprietarul bunurilor. El este deja, ci noi trebuie să decidem în mintea noastră ceva. God, everything I have belongs to you. Doamne, tot ceea ce am îți aparține ție. My house, casa my car, mașina, my work, lucrul meu, my profession, profesia mea, my studies, studiile mele, my children, my wife and my husband. Copii, soția, soțul. God made them, they're his. Dumnezeu i-a creat. I don't own my wife, I don't own my children. Eu nu sunt proprietarul soției mele și al copiilor mei. God gave them to me to take care of. Dumnezeu mi-a dat ca să am grijă de ei. The house, the car, the same thing. Casa, mașina, toate celelalte. Everything belongs to God. Totul aparține lui Dumnezeu. And therefore, I am just a manager. De aceea eu sunt doar un gospodar, un manager. And if I'm just a manager, dacă sunt doar un ispravnic, all I do is take orders. Tot ceea ce fac este să execut ordinele. Whatever God tells me to do with my thing, with those things, I have to do it. Tot ceea ce îmi poruncesc Dumnezeu să fac cu lucrurile mele, trebuie să fac. I think you would agree with me that that is correct, right? Cred că sunteți de acord cu mine că așa stau lucrurile, nu-i așa? Isn't it hard to do though? Dar totuși este greu, nu-i așa? You worked hard for your car. Dumneavoastră ați lucrat din greu pentru mașină. You worked hard for your house. Ați lucrat din greu pentru casă. One doctor told me, I studied for a lot of years and I worked very hard to get the things I have. Un doctor mi-a spus odată, am studiat ani de zile din greu ca să obțin educația pe care o am. He said, they're mine. Și el spune, a spus, toate acestea sunt ale mele. I earned them. Am câștigat dreptul să le am. And I told the doctor, who gave you your brains? Și i-am răspuns, cine ți-a dat mintea? Cine ți-a dat creierul? God did. Dumnezeu i-l-a dat. Without your brains, you could have done nothing.
fără creierul pe care l-ai primit de la Dumnezeu, n-ai fi putut face nimic. Who gave you your energy to wake up? Cine ți-a dat putere să te scoli dimineața? I've had malaria 4 times. Am avut malaria de 4 ori. And when you have malaria, când ai malaria, it's hard work to raise one foot and move the other foot in front of the other. Este greu să ți ridici un picior și să îl miști. And once you have health again, și când ești sănătos din nou, I'll tell you what, it's a miracle to jump. Spune, este un, o minune că to run up the stairs. Pur la stele. To pick up suitcases and walk. Să iei două geamantane și să umpli. Energy is a gift of God. Energia este un dar de la Dumnezeu. Mental energy. Energie mentală. The ability to think and to act and do. Capacitatea de a gândi, it's all de a acționa. It's all a gift. Totul este darul lui Dumnezeu. So when it boils down to everything. So când ajungem la punctul acesta. Everything does belong to God. Când facem acest lucru, everything totul aparține lui Dumnezeu, tot ceea ce ai and everything we have. Și tot ceea ce suntem. So my invitation to you tonight is, are you willing to admit it? Invitația către dumneavoastră în seara aceasta este, sunteți gata să admiteți acest lucru? If you're willing to admit it, that means that you own nothing, you're just a dacă sunteți de acord, dacă recunoașteți, înseamnă că nu sunteți nimic decât you own nothing. Nu ai nimic. God owns everything. Dumnezeu este stăpânul la toate. And the sooner you let go of your things, și îndată ce te înveți ca să dai, now you can breathe better. Acum poți să respiri mai ușor. Did you know what? If you don't own anything, you can't lose anything. Did you know that? De ce? Pentru că dacă nu ai nimic, nu poți pierde nimic. Who cares if the stock market crashes? Pe cine interesează dacă există o criză financiară? Who cares if there's 10 September 11? Pe cine interesează de efectele lui 11 septembrie? Who cares if they freeze all the bank accounts? Pe cine interesează dacă toate conturile sunt înghețate? Who cares if you lose your job? Ce se întâmplă dacă pierzi job? That's not your problem, that's God's problem. Nu este problema ta, este problema lui Dumnezeu. I don't own myself. Eu nu mă... My heavenly Father owns me. Nu sunt proprietarul meu, Dumnezeu. I just obey orders. Eu trebuie să execut ordinele. Let him take care of me, that's his problem. Lasă-l pe el să aibă grijă de mine, este problema lui. And that's why Jesus could sleep even though the ship was sinking. De aceea Iisus a putut să doarmă chiar dacă corabia se scufunda. The waves are coming in. The waves are coming into the boat. Valurile veneau în barcă. And Jesus is going. Și Iisus respira cam așa. That's not his problem. Era problema lui. That's his father's problem. Era problema lui Dumnezeu. Whether I drown or not is my father's problem. Fie că se întâmplă una sau alta, este problema Dumnezeu. You see how much peace that gives you? Vedeți ce pace vă dă aceasta? And you can imagine what happens when you're like wife in Sodom and Gomorrah. Vedeți ce se întâmplă dacă cineva este asemănător cu soția lui Lot? That's my house that's burning up. Soția lui Lot a zis, casa mea arde. All my things are there. Toate lucrurile mele sunt acolo. My heart's in there. Inima mea este acolo. Very sad. Foarte trist. We have to learn to detach ourselves. Ne trebuie să învățăm să ne separăm, să ne despărțim. And when it's time to walk away from everything, și când vine timpul ca să lăsăm toate lucrurile, take it, it's not mine. Ia-le, nu sunt ale mele. If God says give it and use it in my work, you say sure, Lord, you're the boner. Dacă Dumnezeu mi l-a dat și spune folosește-le pentru lucrarea mea, eu spun da, Doamne, sigur, sunt ale tale. If you want to taste joy and peace, let go. Dacă vreți să gustați din bucurie și din pace. Not only of your things, your problems now belong to God too. Nu numai lucrurile pe care le aveți, dar și problemele dumneavoastră aparțin lui Dumnezeu. If you want to keep your things, you got to keep your problem. Dacă vreți să vă rețineți, să dețineți lucrurile, să le păstrați, vă păstrați și problemele. You can't give God your problems and keep your things in case you're interested. Nu poți să dai Dumnezeu problemele tale și să God will take everything or nothing. Dumnezeu va avea grijă de toate lucrurile sau de nimic. If you take, if you give him everything, he'll take your problems with him. Dacă îi dai totul lui, îți va lua și problemele. And he will manage your difficulties. Și el va reuși prin dificultăți. If you want to keep your things, keep your problems too. Dacă îți păstrezi lucrurile, îți păstrezi și problemele. So tonight I want to invite those that are willing to tell the Lord you can have everything. Aș vrea în seara aceasta să vă dau posibilitatea să spuneți Domnului că El are acces la tot ceea ce dumneavoastră aveți. If you're willing to do that, I want to invite you to come forward knowing that if you come forward, you no longer own anything. God owns everything. Aș vrea să vă chem în față, dar acest lucru înseamnă că dumneavoastră sunteți de acord că Dumnezeu are acces, are toate lucrurile pe care dumneavoastră le aveți, dumneavoastră nu mai aveți nimic. Îi dați Lui totul. If you heard the Holy Spirit speaking inviting you tonight, I want to invite you to come forward. We're going to have a special prayer. Dacă ați simțit că Duhul lui Dumnezeu v-a vorbit în seara aceasta, are you willing to tell God, yes, Lord, everything tonight? Ați vrea să spuneți lui Dumnezeu, da, Doamne, tot ceea ce am îți aparține ție. If you can't do that, you can't take the next step either, which we're going to take tomorrow. Dacă nu puteți să faceți acest lucru, nu puteți să faceți următorul pas.
coming forward a little bit more so we have more room. Veniți puțin mai față dacă vreți. I know heaven is thrilled tonight to have so much control of his people. Sunt fericit că cerul este fericit în seara aceasta că are așa de mult control asupra copiilor lui. Heaven is looking for excuses to just pour out its riches. But first, God has to have everything. Dumnezeu se uită pentru după motive ca să poată să dea totul, dar înainte el vrea ca să aibă totul de la noi. Can we kneel down where we are and let's have a special prayer? Putem să îngenunchem să ne rugăm? Thank you, Lord. Îți mulțumim, Doamne. Tonight we have let go. În această seară am hotărât ca să dăm. We have tried for many years to try to manage our life and our things. Am încercat de mulți ani ca să ne gospodărim noi înșine viața. And tonight we have learned that only you can do that. Și în seara aceasta am învățat că doar tu ești în stare să ai grijă de toate lucrurile. You made us, you own us. Tu ne-ai creat și ai tăi suntem. So therefore, Lord, all we are doing is confessing that you own us. De aceea, tot ceea ce vrem să facem este să mărturisim că tu ai deplin control asupra noastră. Forgive us for having made you wait so long. Iartă-ne pentru că te-am făcut să aștepți atât de mult. Heaven has infinite bank accounts, infinite resources. Cerul are resurse infinite. Willing to pass through our hands so that we can reach a dying world. Cerul vrea să ne dea aceste resurse pentru ca să putem să evangelizăm pe cei care mor. But we have not been trustworthy. Dar nu am fost oameni de încredere. We have not been faithful stewards. Nu am fost niște ispravnici credincioși. Instead of taking care of our master's work, we have been taking care of ourselves. În loc să avem grijă de lucrarea lui Dumnezeu, noi ne-am îngrijit de noi înșine. And so we let go, Lord, tonight. Așa că, Doamne, în seara aceasta noi vrem să-ți dăm totul. Everything we have is yours. Tot ceea ce noi avem este al tău. Everything we are belongs to you. Tot ceea ce noi suntem îți aparține ție. Including our problems. Chiar și problemele. Our difficulties. Dificultățile. Our challenges. Provocările noastre. Our health, our life. Sănătatea, viața. Our children, our future. Copiii, viitorul. It's all yours. Toate îți aparțin ție. Tonight we open our hands. În seara aceasta noi ne deschidem mâinile. And we empty them into yours. Și vrem să le golim și să-ți dăm ție totul. Our hands are open. Mâinile noastre sunt deschise. Fill them with your grace. Te rugăm să le umpli cu harul tău. With the energy and the resources we need. Cu energia și resursele de care to accomplish the task. Ca să împlinim, să ne terminăm lucrarea. May tonight in Hollywood. Fie ca în seara aceasta în Hollywood. May a tsunami be started. Fie ca o mișcare mare să May a small wave start to grow. Fie ca aceasta să crească. May this movement become an Adventist movement looking forward to the second coming of Jesus. Fie ca această mișcare să devină o mișcare adventă care așteaptă cu toții revenirea lui. May it sweep all across Hollywood. Fie ca această mișcare reaching every home. Ajungă la fiecare casă. Every person. La fiecare persoană. With the good news of Jesus coming. Cu vestea cea bună a întoarcerii Domnului Hristos. Even so come, Lord Jesus. Vino, Doamne Iisus. We love you tonight and we thank you. Te iubim și îți mulțumim. In Jesus' name. În numele Domnului Hristos. Amen. Amen.